Șirul neregulilor în domeniul silvic constatate de polițiști recent a început pe 23 august, când polițiștii Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mureș au oprit în trafic pe raza comunei Gurghiu un bărbat domiciliat în comuna Hodac, sat Toaca, ce transporta cu auto-utilitara peste 15 metri cubi de lemn. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că lemnul transportat nu corespunde din punct de vedere cantitativ și calitativ cu datele înscrise în avizul de însoțire prezentat. Materialul lemnos, în valoare de 2600 de lei, a fost confiscat și predat în custodia ocolului silvic Reghin. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2000 de lei. Totodată, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională de 2000 de lei unui administrator al unei societăți comerciale care a completat un aviz de însoțire material lemnos cu încălcarea dispozițiilor legale. În aceeași zi, polițiștii au identificat un bărbat care transporta 35 de metri steri lemn de foc de diferite specii, pentru care nu a putut prezenta documente legale de proveniență. Din cercetări a reieșit că materialul lemnos a fost tăiat ilegal, de pe o pășune, nefiind întocmite documentele prevăzute de lege. Totodată, polițiștii au identificat în apropiere 37 de cioate pe care nu erau aplicate amprenta dispozitivului special demarcat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tăierea ilegală de arbori, iar cantitatea de 35 de metri steri a fost lăsată în custodia bărbatului până la definitivarea cercetărilor. Un alt caz s-a semnalat pe 24 august, când ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, împreună cu polițiști de la Biroul de Combatere a Delictelor Silvice și reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov, au acționat pentru combaterea neregulilor în domeniul silvic. Cu această ocazie, pe raza comunei Hodac, a fost identificat un bărbat de 57 de ani care deținea, la o fermă agricolă, peste 2 metri cubi cherestea Paltin cu destinație specială instrumente muzicale, pentru care nu a putut prezenta documente legale de proveniență. Întreaga cantitate de lemn, în valoare de 25.000 de lei, a fost confiscată și predată în custodia ocolului silvic Fâncel. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei.